Bună, dragilor! Astăzi este sâmbătă, este 3 fără. Până la această oră nu am filmat deloc. Bogdan împreună cu copila și a plecat la mama și cu Mini, că Mini nu mai avea răbdare voia afară. Și eu am rămas să-mi termin unghiile de la picioare, că de la mâini nu am reușit. O să vi le arăt mai încolo. Și mă duc să-mi iau mașina, plec la mama, mergem să mâncăm cafea cu bunătăți, după care mergem la cumpărături. La noi este vremea tare urâtă, norat. Acum câteva ore a tras o ploaie neazdravănă, după care a ieșit soarele, s-a uscat totul ca și cum nu a plouat deloc. Și acum s-a norat din nou. Și cam așa vom avea toată săptămâna viitoare, inclusiv azi și mâine. O vreme super nasoală. Dar asta e, ia să vedem unghiuțele dacă... M-am hotărât să-mi fac unghiuțele albe. Nu eram decisă dacă să le fac un alb lăptos sau un alb. Dar până la urmă am rămas la acest alb lăptos cu auriu la bază. Mie îmi plac foarte mult cum au ieșit. Și acum mă gândesc dacă să le fac la fel și la mâini. Aveam un plan să le fac rozul acela pe care l-am făcut mamei mele. Să vedem că acum nu mai găsim cheia. Dar am zis, hai să le fac albe. Parcă mă încânta mai tare. Doar să le fac la mână, acel roz. Trebuie să facem curaj și în mașină, nici n-am mai reușit. Zilele trecute a fost și vremea ciudată, când a plouat. Ia să băgăm plasa asta, că avem nevoie. Când a plouat, atunci când nu plouă, aveam treabă prin casă. Mamă, dar ce năbușeală e în mașină, mori, alta nu, căldură. Sigur o să vină o ploaie din aia zdravănă. Cu siguranță. Uite, deja începe să picure. Ar trebui spălată mașina interior-exterior, dar să văd dacă mai reușesc eu astăzi. Deși nu cred. Deja este ora 3 și eu am un plan să fac mai multe lucruri, dar nu știu dacă o să reușesc să fac tot ceea ce mi-am propus. Vreau să-mi fac unghiile de la mâini, vreau să mă vopsesc, vreau să-l tund pe Marc. Trebuie să merg la cumpărături. Și deja este ora 3. Până merg, până mănânc, până ajung la cumpărături, până mă întorc. Doar să mă apuc să-mi vopsesc părul și în timp ce stau cu vopseaua pe cap, să-mi fac unghiile de la mâini, adică o parte din ele. Și apoi să mă spăl, după care să revin să-mi fac unghiile. La Marc merge repede să-l tund. Bine, repede, depinde cum stă el. Că dacă e mățâit și nu are chef și începe să spună că mă mănâncă nasul, mă mănâncă gâtul, mă mănâncă pielea, am păr pe limbă, am păr în gură. Normal că ai păr în gură și pe limbă și peste tot, pentru că tu îți duci mâna când la ochi, când la gură. Eu îi pun acea pelerină special pentru tuns, dar nu stă locului, nu stă liniștit deloc. Și trebuie să ajung și la Horbach, că acum mi-am adus aminte, și ăla e în capătul orașului. Trebuie să cumpăr mâncare pentru șinșiloi. Da. Vedem ce reușim să facem. Ne-am pus la masă, eu m-am apucat să mănânc. Mama e ne aștepta cu cartofi franțuzești și cu pulpițe la cuptor, cu vin condimentate, foarte, foarte gustoase. Și cu un cooler, bineînțeles. Aici am mai făcut un sos ragu, așa se numește, se pune peste paste, foarte, foarte bun. Iar aici avem varză călită. Și aceasta a ieșit nemaipomenit de bună. O să-mi pun și o lingură sau două de varză pentru că mi-este poftă. Și afară plouă de rupe. Plouă de rupe. A început o ploaie din asta, dar era de așteptat. La cât de norat era, clar era de așteptat să înceapă ploaia. Și noi avem de umblat prin mai multe magazine, prin mai multe locuri. Și dacă plouă așa, e nasol rău. Și aici mai sunt niște cartofi franțuzești, dar aceștia mai durează până sunt gata.
Am ajuns la Horba. Mi-am mai terminat din treburi. Nu, nu mai. Iau un coș de la mine. Uite ce drăguțe sunt. Și de aici o să merg până în Lidl. Păi. Trebuie să nu uităm de niște șezlonguri. Ia uitați la cât am ajuns acasă. Imediat este ora 7 și eu mai am o grămadă de treabă. Am fost la Horba, am cumpărat un sac de fân pentru șinșile și o cutie cu mâncare. După care am plecat în Brico să ne uităm de șezlong. Ne-am uitat și la Horba și nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Nici cele de la Brico nu mi-au plăcut, așa că am achiziționat două șezlonguri din Jumbo, le am la mașină. O să vi le arăt mâine, probabil. Sunt foarte faine, foarte calitative, chiar vi le recomand. După care am mers până în Sinsay și mie și Selenei ni s-au rupt sandalele. Sandalele acelea negre, pe care le-am cumpărat din magazinul Diana, sunt asemănătoare ca și acestea, bine, mai diferite, se închid cu Sky, talpa e diferită, dar tot în genul acesta așa de sandale butucănoase. Și eu aș fi vrut să-mi cumpăr pe negru, doar că nu avea mărimea mea, avea de la 37, 37 era mare pentru mine. Și atunci când le-am încălțat pe acestea să văd dacă mă încântă, mi-au plăcut foarte, foarte mult cum arată în picioare. Așa, rozul acesta drăguț, mi se pare așa ca niște bombonele dulci. Am sunat-o pe Selena să-i arăt și ei, să văd de care vrea. Avea pentru ea mărimea 37 pe negru, dar ea a vrut tot pe roz, așa că sper să-i vină. În cazul în care nu-i vin, le vom schimba mâine, deși mie mi s-au părut foarte mari, 37 lungi, că chiar le-am probat. Dar, după cum am zis, dacă nu-i vin, le ducem să le schimbăm cu unele mai mari. Au costat 99 de lei și 99 de bani, 100 de lei ce să mai. Sunt foarte drăguțe. Selena are probleme cu încălțămintea, cu opincuțele, sandale, pantofiori. Este foarte lată la picior și sandalele pe care le-am cumpărat de la Diana, acelea negre, o strângeau. Acestea sunt din elastic și numai bine se fac așa după piciorul fiecăruia. În partea asta la fel tot din elastic sunt. Sunt foarte, foarte faine, mie îmi plac foarte mult, chiar le-am încălțat, sunt foarte confortabile și rozul acesta este foarte drăguț. Este puțin mai diferit decât vă arăt eu pe cameră, mie așa mi se pare că e mult mai drăguț în realitate. Am ajuns și la Penny, am făcut niște cumpărături și am cumpărat așa, 10 ouă, o pungă de chipsuri picante pentru Selena, o pungă de chipsuri cu pui pentru Marc. Unul mănâncă picant, unul nepicant. Am cumpărat două pungi de covrigei. Foarte buni sunt acești covrigi. Dacă nu i-ați încercat, chiar vi recomand. Acești covrigi se vând foarte repede. Mai erau trei pungi. Noroc că am mai găsit. Marc mănâncă foarte mulți covrigi. Noi ăștia îi plac foarte mult. Și chiar mi-a cerut zilele trecute, doar că nu i-am mai găsit la Penny. Am cumpărat un ciorchin de banane, câteva piersicuțe, câteva nectarine, o pâinică, mozzarella, două punguțe, un pachet cu stixuri, două punguțe de bruschetti, mareti, bruschete chips. Acestea sunt cu pizza și acestea sunt cu roșii. Trei pachetele de martinel. Am cumpărat pentru copilaj niște Danonino. Nu le-am mai luat de ceva timp și am zis să încerc să văd dacă vor mânca. Pentru mine am luat un pate de pasăre, un pate de porc, saci de gunoi, conservă de carne cu porc și cu pasăre, așa, stixuri din astea spirale, două punguțe cu mozzarella, nu știu că le-am mai arătat,
Așa, cred că stixurile le-am arătat. Fâșii de carne cu vită și cu poi. Le-am cumpărat să aibă. De la Fox, șuncă Praga. De la Casa Gustului, salam bănățean. Și tot de la Fox, salam sârbesc. Aici e fiecare pe preferințe. Eu cu Bogdan mâncăm și așa. Selena mănâncă salam din asta și șuncă din asta. Marc mănâncă martinel. Aici e fiecare după preferințele lui. Și aici am mai cumpărat un pepene pe care sper să-l fi nimerit. Aici avem și bonul. Pe toate produsele am dat 173 de lei. Vreau să menționez că unele dintre ele sunt luate la reducere. Aceste fâșii de carne la reducere. Mi se pare că și Danonino parcă era la reducere. Piersicile sunt la reducere. Astea trei erau la preț întreg. Ba nu, ăsta era la reducere. Ca de obicei, au foarte multe oferte la Penny. Și da, cam acestea sunt cumpărăturile pe care eu le-am făcut. Acesta este bonul. O să vă las pe voi să vedeți fiecare produs. Coca-Cola a fost la ofertă. Foarte multe produse le-am cumpărat și nu m-am mai uitat la preț. Am pus mâna pe ele, ceea ce știam că avem nevoie și acum am văzut-o pe bon că sunt multe la reducere. Conserva din carne. Recompensa pentru câini, fâșiile acelea, ce a mai fost la reducere, stixurile, salamul bănățean a fost la reducere, salamul sârbesc. Aici la Penny, 6,99 lei costă martinel, pe când am văzut în Auchan și în Carrefour cu 8 lei și ceva, același lucru. Așa, bruschete, mozzarella aceasta este foarte bună și chiar vă recomand, am încercat mai multe tipuri de mozzarella din Italia și ca aceasta nu mi se pare niciuna. Chipsurile au fost la ofertă, am mai cumpărat banane, văd că în loc de nectarine mi-a trecut piersici de două ori, franzelă, bruschete, covrigi și ouă. Mai devreme am terminat să-l tun pe Marc. E în baie, se joacă cu apă. Și mi-a făcut o grămadă de nervi atunci când l-am tuns. Cred că ca niciodată. Avea păr pe limbă, pe față. Mâncase ceva dulce și era lipicios pe la gură. Și eu nu am văzut că e lipicios. Și când am început să-l tun, se lipise păr pe față. Plângea, mâțâia. Deci o grămadă de nervi mi-a făcut. Mai bine că am scăpat. Și acum mă apuc să-mi vopsesc părul. Este târziu, este 9 fără un sfert. Mă apuc să-mi vopsesc părul. Cât stau cu vopsea în cap, o să mă apuc să-mi fac și eu unghiile. Noroc că mi-am făcut unghiile de la picioare. Am lăsat toate sculele și toate produsele aici să mă apuc să-mi fac unghiuțele. Și încă sunt indecisă că nu știu ce să aleg. Să le fac tot albul ăsta lăptos. Ori, nu știu, habar nu am. Îmi place foarte mult și rozul acela pe care l-am făcut mamei mele. Nici nu mai știu pe unde este. Aici pe undeva trebuie să fie. Sau mă gândeam să-mi fac cu unul dintre aceste geluri și să dau doar cu top coat, să nu mai aplic nimic. Îmi pare rău că nu am găsit alb lăptos atunci când am făcut comandă de aceste geluri, că mi-aș fi făcut unghiile cu gel, că nu am un gel alb lăptos. Asta e gol, de fapt gol, cred că dacă reușesc să-mi fac poate un vârful la unghie sau două, trebuie să văd cât mai am în el, doar să le fac albe cu gelul acesta și să dau cu, cred că așa o să fac. Cred că le fac albe cu gelul acesta și după aia un top coat, poate reușesc să pun o pietricică ceva, pentru că, sincer să fiu, nu am chef să stau să bibilesc unghiile, nu am chef deloc. Sunt curioasă cum este această vopsea, din ce mi-aduc aminte eu nu am mai folosit-o, poate am luat mai de mult și să nu mi-aduc aminte, dar negru cu siguranță, poate să fi luat vreun violet sau ceva,
dar negru nu am avut. Și mă bucur că am nimerit pepenele. Deja am mâncat jumătate. L-am băgat la frigider. Nu pot să zic că e un pepene extraordinar, chiar dacă nu e roșu acela intens, dar e destul de dulceag. Chiar e bun de mâncat. La început am crezut că e castravete. Când am tăiat, am zis, oa, nu l-am nimerit. Mă apuc să-mi pregătesc vopseaua. Deja este ora 9. Cam o oră mi-a până mi-o aplic toată vopseaua. Stau cam 40-50 de minute cu ea în păr. Da, deci o să mă culc destul de târziu. Seara pe la 11:30 deja îmi cădea ochii în gură. Mi-era foarte somn. Și sunt sigură că în seara aceasta o să mă culc mult mai târziu. Deci ăștia doi se ceartă în continuu, nu se împacă bine deloc. În continuu se ceartă și se împung unul cu altul. Cred că așa e în orice casă unde sunt 2, 3, 4 copilași. Destul de dificil, destul de greu. Mai ales că e o diferență de vârstă. Cu toate că de obicei copiii se ceartă și dacă e vârstă mică între ea. Păi cum e între Marc și Selena, uite că dau și pe masă. Nici n-am șervețel aici. Cum e asta, cum se numește? Vârsta asta între ei, așa mai mare, de 4 ani jumătate, ea fiind fată, el băiat, au gândiri diferite, nu se înțeleg în ultima perioadă bine deloc. Se ceartă continuu. Deci, continuu. Trebuie să-mi iau un șervețel. Mi-am pus telefonul pe cutia de șervețele ca să stea așa mai înalt. Și căutam șervețele, nu știam să pun mâna pe un șervețel. Mi-a sărit pe masă. Aici am 4 măști. De obicei vine o singură mască în cutia de vopsea, cel puțin în acelea cu care mă făceam eu. Văd că în aceasta de lux vin 2 măști. Așa. Mă duc să mă schimb, să-mi dau cercei jos, să-mi fac rutina de seară, să-mi aplic o cremă grasă sau ulei. Am observat că și dacă aplic ulei pe față, ulei special pentru față, nu ulei de floarea soarelui sau de măsline, dar cred că și ăla nu ar avea o problemă. Nu mi se mai prinde vopseaua de piele. După aia mă apuc să mă vopsesc. O să încerc să mă fac destul de repede, pentru că este destul de târziu și deja mă roate stomacul, mi-e foame, nici nu știu ce să fac, să mă apuc să mănânc înainte, nici eu nu știu cum să mai fac. Așa că eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!